Este secetă sau e propaganda asta globalistă că trebuie să ne aliniem cu toții? Aici sunt două lucruri. E secetă. E sigur secetă. Și e o secetă mai anaibii decât secetele secetă pedologică este peste tot, au demonstrat-o specialiștii prin datele pe care le-au pus la dispoziție, prin informațiile pe care vi le-au transmis și dumneavoastră, furnizând evidente acele determinări la fața locului în care se poate constata faptul că lipsa din apei din sol este o realitate și nu este o ficțiune. Însă sigur că starea de vegetație a culturilor este legată de mai mulți factori. Este legată pe de o parte de seceta aceasta pedologică sau de lipsa de apă în sol, este legată de procesele tehnologice, este legată de posibilitatea de a interveni omul știindu-se că avem un sistem de irigație unde putem iriga o anumită suprafață de teren. Știm foarte bine că ploile care au apărut în diferite intervale de timp, iată că și ieri țara a fost udată în diferite zone, pe areale restrânse, dar peste tot a apărut în România la anumite intervale de timp și aceste ploi care au putut ține în vegetație culturile. Într-un cuvânt, este situația, starea de vegetație în România este diferită de la o cultură la alta, de la o parcelă la alta, de la un teritoriu la altul, de la o tarla la alta. Dar ne uităm la televizor și vedem, domnule ministru, că titlurile astea apocaliptice, câmpuri incendiate, culturi uscate, etc. Și tot un siajul ideii că, domnule, se schimbă clima. Seceta de anul acesta este cu mult diferită față de ce am trăit în anii trecuți? Are un tipic aparte? Observăm zone mai afectate, zone în care de multe ori nu se instala și anul ăsta și-a făcut de cap. Dați-ne o imagine de ansamblu. În fiecare an te întâlnești cu situații diferite. Nu aseamănă un an cu altul. Asta e ceva deosebit anul ăsta? Sigur, am putea discuta acest lucru și o să vă dau datele necesare în așa fel încât să putem reliefa starea de fapt pe care o întâlnim astăzi în România. Spuneam că sunt situații și situații. În 2002, atunci când eram secretar de stat la Ministerul Agriculturii, noi am pierdut în timpul iernii datorită temperaturilor scăzute 500 de mii de hectare de grâu. Iar în primăvară și în vară, datorită secetei, am pierdut încă 1 milion hectare. Practic, am pierdut 1,5 milioane hectare ocupate cu grâu și atunci a fost o situație extrem de grea, extrem de delicată, grea pentru că, iată, am pierdut 70% din suprafața însămânțată și foarte dificilă datorită faptului că a trebuit să transportăm dintr-o zonă în alta sau mai bine zis să deplasăm grâne ca și semințe pentru a putea continua anul agricol. Am luat sămânță din partea de vest, din nord-vestul țării, din zonele acestea, am luat din Satul Mare, am luat din Bihor, din Arad, din Timiș, să ducem sămânță ca să putem însămânța Băraganul sau să putem însămânța Dobrogea. Deci ce spuneți dumneavoastră e că este au fost ani fiecare, mai grei decât anul ăsta. Da, în fiecare, pentru cultura grăului, da. Anul acesta a fost înfiorător. E adevărat că anul acesta este diferit față de acea perioadă pentru că efectele destructive ale secetei s-au focalizat pe culturile acestea semănțate în primăvară. Prășitoarele, în mod deosebit, porumbul, floarea soarelui, soia. Pentru că aici s-au întâlnit două fenomene. Deci, domnule, ca să înțeleg, că eu nu sunt de specialitate. Este un an secetos tipic sau atipic? Este un an secetos atipic. Atipic? Atipic, sigur că da. Prin ce este caracterizat această caracteristică a acestui an este că pe fondul acesta de secetă pedologică pe teritoriul țării au venit și alți factori restrictivi, cum este cazul temperaturilor ridicate în fazele de vegetație a culturilor, atunci când ele aveau maximul necesar de a avea, pe de o parte, umiditate la sol și atmosferă și, pe de altă parte, să aibă temperaturi moderate în așa fel încât să nu pierdem valoarea și
viața polenului. Care sunt cele mai afectate zone? Dacă vorbim despre zone, putem să și ne referim la scara județelor. Cea mai afectată zonă este Vrancea, urmează apoi o jumătate din județul Buzău, de partea de nord la județul Galați, sigur se ne ducem și pe în sus spre Vaslui și Iași, dar nu peste tot. Nu? Deci, nu toată suprafața, nu tot județul, nu toate culturile sunt afectate. Sunt afectate culturile care n-au pe zonele unde n-a plouat. Sunt afectate culturile acolo unde n-am putut veni cu irigații din diferite surse, fie că sunt irigații în sistemele principale, fie că au găsit soluție fermierii ca să facă o irigare pe sistemele locale, și sunt evident pierderi acolo unde solurile sunt ușor drenabile, solurile acestea nisipoase, și care toate la un loc, ca factorii complementari, au putut determina intrarea plantelor astea. Mai sunt 5 județe în România pe care nu le-am văzut și le voi vedea. Nu, în zonele astea afectate ați fost? Sigur. Cum arată la fața locului? Păi, de la fața locului sunt culturi care și-au încheiat vegetația, practic au intrat la recoltat, și asta a fost prima măsură pe care eu am luat-o în momentul în care am văzut. Adică s-a mai pus salva ceva? Numai ca plantă pentru o destinație de furaje. Uh-huh. Ca și produs ca atare, cu gândul că faci porumboabe, nu. Motiv pentru care am și operat cu un ordin de ministru comun semnat de mine și de ministru Bode pentru a da dezlegarea necesară fermierilor ca să decidă la fața locului care este destinația culturii. Îi despăcubiți pe cei care și-au pierdut cultura? Am intervenit cu măsuri de sprijin în diferite forme. Noi la această dată facem inventarierea suprafețelor. Da. Această inventariere se face din parcelă în parcelă, din unitate în unitate, din comună în comună, de către comisiile stabilite de către prefect, prin ordin al prefectului, ca așa spune legislația în domeniu. Avem o hotărâre de guvern 557 din 2016 și, evident, un ordin comun al Ministrului Agriculturii și al Internelor, care reglementează domeniul și stabilește procedura de inventariere, în așa fel încât să putem cunoaște exact la fața locului ce suprafață a fost, care e gradul de afectare și, evident, care este pierderea de recolt. Pe măsură ce se fac aceste documente, se înregistrează, ele se comunică și se înregistrează la Ministerul Agriculturii. În fiecare zi, după cum ați putut vedea, noi dăm comunicate de presă, anunțând care sunt suprafețele calamitate pe baza documentelor pe care le înregistrează comisiile, pentru că aici eu nu pot să înregistrez o pierdere de recoltă pentru că am văzut-o eu. Nu, bineînțeles. Trebuie constatată, iar decesul decesul plantei nu îl poți declara decât după în această perioadă facem această inventariere, vom vedea ce și cum, dându-le posibilitatea să elibereze terenul respectiv prin schimbarea destinației culturii. Cu alte cuvinte, fermierul se află în fața unei culturi afectate total. Și spune, dom'le, ce fac cu această cultură? Ei până acum n-aveau această libertate, pentru că actul normativ spunea foarte clar că trebuie să aștepți comisia de evaluare, după comisia de evaluare aștepți și comisia de la APIA să vadă dacă cultura respectivă există și a înființat-o o perioadă de control ca să poți beneficia de subvențiile respective. Eu am spus-o foarte clar, tot printr-un act normativ cu putere de execuție, înțelegând aici, fiind un ordin de ministru executoriu, semnat, spuneam, de cei doi miniștri, au spus foarte clar, da, stabiliți care este situația culturii respective, că niciun fermier nu-și taie cultura dacă ea ar fi bună. Da. Nu, își taie, lasă o suprafață de 5% ca suprafață martor, în așa fel încât acele comisii care lucrează de dimineața până seara, și nu e ușor să străbați un județ întreg sau o fermă de un loc la altul și să faci și documentele respective. Bun. Să aibă proba martor și pe baza probei martor să consemneze procesele. Noi facem această inventarie la acest moment, în momentul în care vom stabili
care este suprafața, care este gradul de, de afectare, vom decide la timpul potrivit. Adică și am putut face făcând vreți să prindeți, la mine un răspuns direct, nu l-aveți. Păi, și să spunde, nu, vă dau răspunsurile directe, dar de-aia nu face decât ceea ce spune legea și ceea ce este încredințat prin misiunea de a face. Păi nu, că știți, dumneavoastră ne-ați dat problema, ne-ați expus și vă explic și la final când să ne ziceți dacă rezultatul e bun, ziceți, nu știu, mai gândiți. Eu nu mă gândesc. Eu n-am spus acest lucru, asta este în gura dumneavoastră că mă gândesc. Da, păstrați-o, dar în gura mea nu va fi decât lucru exact. Păi nu, ce face omul după ce vine comisia tehnică, evaluează, după ce face în asta, noi trebuie să ne gândim la anul următor, în data această posibilitate, rețineți. Dacă omul nu așa fructificat recolta, sigur, incisivitatea dumneavoastră este de apreciat, însă răspunsul meu este pus în coordonatea în coordonatele logice și atitudinea asta. Ce face omul? Ce face omul? Lasă terenul respectiv, folosește momentul prielnic pentru executarea lucrărilor, în așa fel încât să însemânțeze în toamnă culturile care urmează. Cu ce bani, dacă el nu și-a putut fructifica? El a fost, numai puțin. Vă rog, numai puțin. Știu că e dialogul dumneavoastră cu acceptul meu. Da. Și din acest punct de vedere, măsor foarte atent poziția și în același timp și raportul pe care îl putem înțelege din acest dialog pe care îl purtăm împreună și pe care se înscrie, sigur, în logica dumneavoastră, dar și în răspunsul logic și responsabil al subsemnatului. Spun un lucru, fermierii mi-au cerut acest lucru. Da. Domnule ministru, dați-ne dezlegarea ca să știm noi ce facem cu culturile respective. Unii dintre ei, ce domnule, nu-mi trebuie bani acum. Îmi trebuie răspuns la această problemă. Uh-huh. Care este problema dumneata? Domnule, dați-mi voie, pentru că eu văd că țara este într-o situație grea și eu nu o să aștept de la nimeni un ajutor. Dați-mi ajutorul acesta să-mi elibereze terenul, apoi unii își permit, care își permit, pentru că agricultura este o afacere și își face un plan bine gândit în așa fel încât omul să poată să răspundă la problemele pe care le ridică de fiecare dată natura și fenomenele naturale. În al doilea rând, atenție ca măsură pentru a sprijin. Poate să-și asigure culturile, că România nu prea funcționează. Da, există și acest lucru și există, dar seceta nu este un factor pe care îl iau băncile în calcul în momentul în care, ca factor de risc. Noi avem aceste instrumente vis-a-vis de subvenționarea poliției de asigurare. Și avem bani și cei care încheie aceste contracte de asigurare și aceste polițe de asigurare cu asiguratorii au acest suport de sprijin din partea statului. Apoi tot statul, rețineți și dați-mi voie să mă duc mai departe cu sprijinul respectiv, am solicitat la Uniunea, la Comisia Europeană, prezentând evident situația pe care o are țara la momentul acesta, având în vedere deprecierea și afectarea culturilor, să poată să ne acorde subvenția cu o proporție mai mare ca avans în acest an. Subvenția se dă pe unitatea de suprafață, se dă în două tranșe. Prima tranșă este tranșa de avans, a doua tranșă este tranșa de lichidare. 50%. Noi am solicitat 70% din subvenție să ne dea în octombrie, în așa fel încât să avem acești bani. În al doilea rând, sigur că avem informații pozitive din acest punct de vedere. Al treilea lucru pe care, iată, am venit în întâmpinarea fermierilor, a fost am agrementat o convenție între Ministerul Agriculturii, Fondul de Garantare și CEC, care am spus, în urma căreia fermierul care dorește să se ducă la bancă să ia un credit, poate să ia un credit folosind adeverința de la APIA, adeverința respectivă se precizează de către Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, care este suma pe care o ia fermierul respectiv în timpul unui an de zile în condițiile în care lucrează terenul. Uh-huh. Și sunt sume importante. Ei, cu această adeverință se duce la CEC. Noi am agrementat această convenție sub sigla, zicem, a unui
a unui program de trei ori subvenția, banca, cecul dă, poate să garanteze, poate să dea credite și dă credite de trei ori valoarea subvenției respective, având pe de o parte de la fondul de garantare acele garanții pe care le dă statul pentru creditul respectiv, uh-huh, are și garanția faptului că vin subvențiile, că acestea vin în regulă, deci nu sunt banii, sunt banii siguri care vor veni și vor deconta acel credit, nici fermierul nu dă banii lui pentru că nu sunt banii lui, sunt de la Uniunea Europeană. Practic le-am creat un culoar de sprijin mai facil, cu o dobândă de 2%, da, 2% care este fixă dobânda respectivă, e adevărat că ea se adaugă la robor, că n-are ce, n-avem ce face cu, nu putem stăpâni noi acest mecanism și iată un drum foarte clar de sprijin. Apropo de ce dăm urmă, vă mai spun în altceva. În contextul ideii dumneavoastră, care sunt cele mai afectate culturi de această situație? V-am spus-o, culturile prășitoare, în mod deosebit porumbul și urmează. V-am spus și vă spun acum porumbul, floarea soarelui, soia.